Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară avem un invitat special, avem, sper, un viitor prieten al emisiunii noastre, un prieten de-al meu de suflet, ne cunoaștem de ani de zile, domnul Sorin Constantinescu, om de afaceri. Bună seara, Sorin, mă bucur tare mult. Să rămână, Olga, și eu mă bucur să ne revedem. Ne cunoaștem de peste 20 de ani. Dar nu spunem acum, că după aia își dă seama lumea ce vârstă avem, așa că nu spunem că de peste 20 de ani ne cunoaștem. Sorin, te-am invitat pentru toată expertiza ta, pentru faptul că ești un om de succes, pentru că ai un fel de a explica pe înțelesul tuturor și aș vrea să ne spui pentru început în câteva cuvinte, e greu să ajungi un om de succes în România? E foarte greu, Olga, e din ce în ce mai greu. Eu pot zic că am prins niște timpuri bune. În anii 90 se făceau banii mult mai ușor decât acum, pentru că nu erau foarte multe corporații, foarte multe companii străine la care nu poți să le faci concurență, pentru că ei vin în România cu niște investiții uriașe și un om de afaceri care începe de la zero nu are cum să-i concureze. Și atunci, pe vremea respectivă, în anii 90, nu existau aceste companii și puteai mult mai ușor să crești sau ceva. Problema este că foarte mulți oameni visează milioane peste noapte și nu mai vor și nu mai pot să aibă răbdare și nu mai vor să muncească. Problema cea mai mare este sunt rețele sociale, pentru că sunt tot felul de indivizi care vând iluzii și dacă intri pe TikTok sau pe Instagram sau peste tot, hai să te fac milionar în 5 pași, în 6 pași. Încep cu școala miliardarilor, școala milionarilor. Păi dacă mie îmi spune cineva școala milionarilor, înseamnă că eu, după ce termin școala, că, na, asta e titlul, ar trebui să fiu milionar. Adică fac școala aia milionarilor de 6 luni și eu sunt tot sărac și tot cu tramvai umblu. Deci nu este ok. S-a schimbat lumea foarte mult, banii se fac mult, mult, mult mai greu decât în anii 90 și sunt mult mai puține posibilități. Dar oricum, calea sigură și calea de durată este calea cea lungă, nu există cale scurtă. Pentru mine e foarte greu că tot apar pe rețele sociale și le spun oamenilor, ca să poți să reușești în viață, să poți să fii un om, indiferent că ești, muncești undeva sau ești antreprenor sau așa, îți trebuie un parcurs de minim, minim 10 ani de zile ca să zici că ai făcut pasul cel mare. Și atunci vin tot felul de indivizi care le promit în 6 luni o să fii departe, o să fii in the sky și așa mai departe. Și atunci, normal că omul ascultă de ăla, că alege calea ușoară întotdeauna. Nouă ne place să alegem calea ușoară, nu calea cea grea. Deci banii se fac greu în zilele noastre, nu se mai fac bani așa ușor și cu mult efort și cu multă muncă. Eu am avut aproape 20 de ani, tu mă cunoști și știi bine, în care am stat 16-17 ore, 7 zile pe săptămână, fără vacanță. Deci mi-a dat sângele pe nas, n-a fost ușor. De am și timp acum să stau pe rețele sociale, să mai fac educație, să mai merg pe la conferințe sau asta, pentru că mi-am dat seama că viața e scurtă și că nu are rost să fac concurență cu Țiriac, să fac mai mulți bani ca el sau cu frații Pavel sau cu nu știu cine, atâta timp cât, cum a zis Țiriac, dacă tot am vorbit de el, cât nu mai uit cât costă nota de plată la restaurant sau intru în magazin și îmi cumpăr orice fără să întreb cât costă, eu zic că am ajuns la un nivel financiar suficient care să-mi asigure o bătrânețe liniștită. Așa este. Vreau să spun că aici, când vorbești de 10 ani, cel puțin, pentru a începe să crești, ei te implică în contradicție cu sistemul nostru de învățământ, care după 3 ani de facultate îți dai 2 de masterat și imediat te duci la doctorat. Tu nu știi bine cum te cheamă. 1 și 2, oamenii au o percepție greșită. Eu, fiind asociat la așa multe firme, am prieteni care au terminat copiii management sau marketing și mă sună și zice, ajută-mă și pe mine, bagă-mi-l și pe fiul meu undeva, șef, că a terminat la AS managementul. Și zic, bă, omule, zic, dacă ți-l bag șef, el nu știe ce știu subordonații lui și atunci o să râdă toți de el, o să facă mișto de el, lasă să înceapă de undeva de la zero, să prindă experiență. Pentru că în facultate înveți cam 25% din cât îți folosește în viață. Te ajută facultatea pentru că îți faci un networking. Colegii tăi vor lucra ba la stat, ba la privat, ai nevoie de ceva, dai un telefon, adică îți faci o grămadă de relații și de cunoștințe în facultate. Dar practica e foarte importantă și trebuie să începi de la zero. Mi-aduc aminte când eram manager la Hilton, anii 97-2001, veneau copiii de la studenți de la școala de hotelieră de la Luzan din Elveția, erau copii de bani gata, că un an de facultate acolo e 70-100.000 de dolari pe an, deci nu veneau copii din familii sărace. Și îi punea
toate muncile posibile. Dădeau cu teu în hol, tăiau morcov la bucătărie, întindeau cearceaful în cameră, făceau housekeeping, făceau recepție. Și el în momentul, făcea 6 luni facultate, 6 luni practică. El în momentul când termina școala, deja putea să facă observații subornații lui din orice poziție, pentru că el a trecut prin toate pozițiile. Așa poți să faci ceva pe termen lung. Dacă sunt foarte mulți oameni cu bani care lasă moștenire afacerea copilor, dar copilul n-a fost niciodată acolo în mijlocul oamenilor ca să poată să înțeleagă cum funcționează toată treaba. Și atunci, normal că treaba nu mai merge bine, pentru că nu știe cum să se comporte cu oamenii, nu-i respectă. Nu... Sunt foarte mulți patronaje ăștia la noi care înjură, vorbesc urât, amenință, pentru că nu sunt competenți profesional și respectul ca patron sau ca director ți-l impui prin faptul că tu știi mai mult decât subordonații tăi și pentru faptul că îi respecti. Atâta timp cât tu nu respecti pe cei care lucrează cu tine, nici te vor respecta pe tine. Sunt niște principii care funcționează și sunt principii care sunt neapărat necesare ca să poți să faci ceva. Trebuie să recunoaștem că, din păcate, cam peste tot în lume astăzi sunt fabrici de diplome. Nu prea este nimic în spatele lor. Nu-ți mai folosesc la nimic, Olga. Avem o grămadă de șoferi la Marriott care au două facultăți. Facultățile acum, în general, sunt o afacere, un business. Adică 90% din facultăți sunt SRL-uri care îți iau banul și te trec examen. Dar nu te ajută cu nimica dacă tu... Nu... Eu le-am spus la oameni că, domnule, cum poți să reușești? Eu zic, domnule, sunt două principii, două... de bază și foarte importante. Să faci ceea ce îți place și să faci ceea ce te pricepe. Astea două, dacă le faci pe astea două, sigur vei reuși. Dar dacă te duci că părinții sunt medici și trimite copilul la medicină și dacă vede sânge leșină, la niciodată o să fie un medic mediocru, o să omoare oameni și face malpraxis și mai intră și la pușcărie. Sau sunt părinții muzicieni și copilul nu are ureche muzicală și îl dă la pian 20 de ani, tot o să cânte într-o terasă pe la mare, că nu are ureche muzicală, adică lasă omul să facă ceea ce îi place, un îndemânatic, lasă să facă macaragiu, sudor, că un sudor în Germania 10.000 pe euro, degeaba îl dai tu la facultate și îl faci, nu știu, inginer sau doctor și toată viața e un nefericit și nu-l angajează nimeni că e prost și nu știe nimic, adică lasă omul, fiecare avem un skill, ne dă Dumnezeu un talent, ceva, lasă-l să meargă pe direcția în care... i-l-a dat Dumnezeu, nu forțați lucrurile. Noi, mentalitatea să vrem Ceaușescu. Dacă sunt părinții la miliție, hai să facem și copilul milițian, că ai ca tată un post călduț, te bagă tactul pe la o secție, așa, dar el habar n-are și nu-i place și toată viața va fi un mediocru. Dacă tu în viață nu faci ceea ce îți place, vei fi un mediocru, nu o să scoți niciodată capul de mulțime, să poți să te remarci cu ceva. Corect. Facem un joc, Sorin. Astăzi ai 20 de ani. Ai terminat școala, nu, hai să zic că ai 18, ți-ai terminat liceul. Ce faci? Mă duc și mă angajez pe salariul minim pe economie ca să-mi dau seama cam ce vreau să fac și cam ceea ce îmi place. Pentru că sunt foarte mulți copii care scriu, domnul Cosescu, ce să fac? Că nu vreau să mă duc să mă angajez, că eu nu vreau să fiu sclav la nimeni. Sau vreau să încep o afacere, am 10.000 de la bunica, ce afacere să încep? Dar zic, la ce te pricepi? Păi la nimica. Păi du-te, fratele meu, și educă-te în primul rând, investește o parte din bani în educație, angajați-te undeva, învață, iau de la zero. Și după aia, la noi nu mai găsești angajați pentru că ei tot vor 2000 de euro sau 1500, dar între, bun, îți dau, fără probleme, dar ce știi să faci? Păi nu știu nimica. Păi ai răbdare, atunci angajați-te undeva, poate nu-ți place jobul pe care îl faci și trebuie să te mulți în altă parte, că dacă nu-ți place jobul, nu o să faci performanță, cum spuneam mai devreme. Dar ei nu mai vor să înceapă de la zero ăsta, vor să treacă 3, 4, 5 pași, nu mai vor de la început. Eu aș începe de la început, pentru că tu dacă ești un om corect, vii la timp la muncă, nu întârzii, ești un om punctual, respecti pe cei din jurul tău, sigur vei fi remarcat de un șef, de un director, de un patron, te mai vede un client, îți propune să mergi să lucrezi la el pe bani mai mulți, dar trebuie să începi de undeva. Eu aș începe de undeva. Asta e problema cea mai mare acum în zilele noastre, că tinerii nu mai vor să înceapă de undeva, vor să direct sus. Și aici ne blocăm. De-aia sunt atâția nepalezi, pakistanezi, indieni, peste tot, pe unde te duci, pe la hotel, pe stradă, peste tot, pentru că noștri nu mai vor să muncească. Stau cu părinții până la 40 de ani, în speranță că într-o zi îi va bate un patron la ușă să-i dea 2000 de euro pe lună sau 3000. Nu există așa ceva. Ok. Asta e problema. Ai perfect. Asta își face. Știm cu toții că te-ai plimbat în toată Europa. Ai și, cum să spun, am înțeles. 106 țări, Olga. Ți-ai luat și o casă în Spania, nu? 106 țări am fost până acum. Spune-mi diferența dintre noi și spanioli. Dacă ne gândim acum niște ani de zile, Spania nu era unde este acum, da? Nu este. Spania o ducea greu. Cea mai mare problemă în România la ora actuală este corupția, pentru că nu mai există separarea puterilor în stat. Cei de la guvernare controlând și justiția și presa și tot, nu mai au nicio frică
Și corupția asta ucide, cum am spus, adică sistemul nu mai funcționează deloc și nu mai poți să faci nimic dacă nu dai o șpagă, dacă nu ești conectat undeva la butoane, dacă nu ai niște cunoștințe sau ceva. Și oamenii se demoralizează. În Spania nu e așa. Dacă ești muncitor și ești ok, și peste tot e corupție, și în Germania și în Spania, dar la un nivel mult mai mic, adică la nivel de un funcționar de ăsta mic sau ceva. Și poți să te descurci fără să fii nevoit să apeși pe niște butoane sau să dai niște șpăgi uriașe. Și spaniolii, să știi că nu sunt mai muncitori ca noi, pentru că, în general, în țările cu climă caldă, cum e Spania, cum e Italia, cum e Grecia, oamenii sunt mai, nu să zic puturoși, sunt mai leneși, sunt mai lazy, mai lenți, să zic așa, asta e termenul, mai lenți. Dar sistemul este mai bine pus la punct. Nu e așa birocrație, că tot ziceai că mi-a luat un apartament. Mi-a luat un apartament în Spania. De exemplu, acolo au mers mult mai repede actele decât la noi. Nu trebuie să mă duc să văd când vine factura la curent, la întreținere, la bloc, la orice utilitate, la internet, la tot, pentru că toți banii mi se iau din bancă, tot e online. Eu am și rezidență acolo. Și orice am nevoie de vreo hârtie, intru online, îmi bag parola și așa și îmi fac imediat. La noi încă se umblă cu dosarul cu șină peste tot, la toate autoritățile. Am făcut un vlog pe canalul meu de YouTube cu o familie de români care are un restaurant. Eu nici nu știam că sunt român. Am căutat pe TripAdvisor, că de obicei când merg într-un loc nou, am fost în nordul insulei, în Tenerife, și am căutat cel mai bun restaurant de acolo. Și am găsit restaurantul, se numește Bambi Gourmet. Și cu surprindere am aflat că oamenii sunt români. Un soț și soție aveau de 20 de ani restaurantul. Și vorbeam de controle, că la noi sunt 56 de organe de control care pot să vină la o companie, la un SRL, să te controleze. Și am întrebat, zic, domnule, cum e în Spania? Că n-am avut niciodată afacere aici. Câte controle ați avut? Zice, domnul Consescu, vă rog să ne credeți. Am filmat cu ei, e pe canalul meu de YouTube. N-am avut în 20 de ani niciodată niciun control, nici nu știu cum arată controlul, ca să înțelegi cam care e diferența între noi și Spania. Deci, în 20 de ani, oamenii ăștia n-au avut niciun fel de control. După aia, dacă vorbim de afaceri, acolo există predictibilitate, ca într-o țară europeană, ca în Anglia, ca în Franța, ca în Germania, unde vrei tu. Nu se schimbă legile peste noapte. Eu, ca om de afaceri, când încep o afacere, îmi fac un plan în care spun, mă costă chiria la spațiul ăsta atâta, mă costă investiția în utilaj atâta, am 3 salariați, mă costă atâta, impostul pe profit e atâta, impostul pe dividende e atâta, impostul pe nu știu ce e atâta. Și după 3 luni, guvernul României vine și schimbă taxele și eu nu mai înțeleg nimic și mi-a dat peste cap și o trebuie să dau faliment. Nu știu dacă știi tu, am văzut o statistică oficială, este pe internet de la Camera de Comerț. Până săptămâna trecută s-au închis de la începutul anului 36.000 de companii în România. Adică asta înseamnă, fiind în luna iunie, înseamnă cam 6.000 pe lună, înseamnă cam 200 de companii pe zi. Adică fiind criza asta și în Europa și în lume, că se simte criza peste tot, vrem nu vrem să recunoaștem, criza există. Noi, în timpul crizei, am mărit taxele, ceea ce e cea mai mare prostie, adică nu avem specialiști, nu avem economiști. Nemții au redus taxele acum, în timpul crizei anul trecut, și noi le-am mărit. Mărim taxele, mai ales pe astea, pe IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, de la 1% la 3% pe cifra de afaceri. Ăștia erau familii care aveau și eu un business mic în familie, cu copilul, cu mama, cu tata, cu cumnatul, cu sora, cu nu știu ce, i-au omorât pe toți, i-au lăsat fără servici și au ales calea Occidentului. Tot o statistică oficială spune că acum în fiecare zi părăsesc România definitiv 300 de oameni. Deci după cum evoluează lucrurile și după cum vin străinii la noi, că de câte ori vin de la otopeni, că plec în fiecare săptămână și vin, găsesc câte 100 de pakistanezi ăștia cu dosărelul în mână noaptea la otopeni, ziceau niște sociologi, niște demografi, că în 2050 populația României o să fie minoritară la cum evoluează lucrurile, dacă nu se întâmplă ceva și nu se schimbă ceva, știi? Da, știm cu toții de ce se măresc taxele și impozitele, pentru că noi avem un aparat administrativ extrem de stufos și, de fapt, el reprezintă baza celor care votează, pentru că altfel nu văd de ce îi țin acolo. Și țara asta nu produce, ne trăim din taxe și impozite. De fapt, ei trăiesc din taxe și impozite. Nici măcar nu trăiesc din taxe și impozite pentru că ne împrumutăm enorm de mult. Deja am ajuns la o datorie externă de 200 de miliarde de doar dobânzile nu le mai facem față să le plătim. Și nu știu dacă știi, noi ne împrumutăm cu cele mai mari dobânzi din Europa, adică aproape 8%, în condiții în care țări europene se împrumută cu 1,2%, 0,7%, 1,8%, 2, ceva. Noi ne împrumutăm cu 8% și în curând n-o să ni se mai dea împrumuturi pentru că nu mai suntem solvabili, nu mai avem cu ce să garantăm și nu mai avem bani deloc. Atunci va fi o problemă în momentul când vom intra în incapacitate de plată, ca și țară.
Eu mă mir de guvernanți ăștia că așa tupeu să spună că avem creștere economică. De unde avem creștere economică? De la videochat, că sparse de femei care dau taxe și impozite, de unde avem creștere economică? Au omorât toate firmele astea mici, iar ăștia mari, marile corporații, în ciuda celor afirmate de ei, așa nu plătesc taxe, adică foarte puțin. De exemplu, top 5, nu vreau să dau nume aici că nu e cazul, dar din cei top 5 procesatori de lapte, care îi vezi prin toate supermarketurile din România cu iaurturi, cu lapte, cu nu știu ce. Unul dintre ei are anul trecut cifră de afaceri de 100 de milioane de euro și profit 40.000 de euro, adică 3.000 de euro pe lună. Adică e o bătaie de joc ordinară, pentru că ei ce fac? În momentul când se apropie sfârșitul anului, cheamă contabilul și cât am de dat la statul român? Păi, șefule, avem de dat 20 de milioane. Fă un contract de management cu o firmă din Luxemburg sau din British Virgin Islands sau de undeva și transferă tot profitul acolo. Și dacă vine ANAF-ul peste ei, vine ambasadorul care contrar cutumelor diplomatice, în orice țară, un ambasador, indiferent de ce țară, că vorbim de America, de Olanda, de Germania, vorbește cu consilierul primului ministru, cu consilierul președintelui, cu șeful de cabinet, ce nu merge la noi, deschide ușa cu piciorul la primul ministru și spune, frate, păi lasă-l pe ăla în pace, lasă-l pe ăla în pace, lasă-l pe ăla în pace. Că toți ziceau, domnule, investesc ăștia cu supermarketuri, ei nu investesc nimic absolut. Deci în momentul când vine o rețea de supermarketuri, toți producătorii de nu știu ce, sunt înnebuniți să intre pe piață, să intre în magazinul respectiv. Și atunci există taxa de raft. Tu dai la început, înainte de a deschide magazinul, o taxă mare de raft și construiesc magazinul cu banii oamenilor respectiv, nu cu banii lor. Și în plus, de-aia după, dau salariul minim pe economie la fetele de la casiere. Deci nu sunt investitori în România, zici că au dus, nu știu, capital străin și că au investit aici sau... Nu, tot pe banii noștri fac. În politica Asta e economică problema. a lui Ceaușescu erau cele 7 principii de bază care trebuiau respectate. Unul dintre ele era neamestecul. Acum nu mai există. Păi, din moment ce nu mai suntem stat suveran și independent și nu mai decidem noi asupra lucrurilor ce se întâmplă, normal că nu mai există. Deci, vezi și tu că ce fel de conducători avem și ce fel de... În funcții cheie, și în alte țări, dar la noi în special, se pun doar oameni șantajabili și oameni cu scheleți în dulap. În caz că nu mai ascultă ordinele de sus, să poată să fie trași de urechi și amenințați cu un dosar sau cu ce au mai făcut ei când erau în tinerețe, știi? Nu există într-o funcție executivă în statul român un om care nu poate să fie atacat de niciun, că n-a făcut afaceri cu statul, că n-a falsificat acte, că nu i-au plăcut băieții când era mic, că eu știu ce mai făcea el. Deci nu există așa ceva. Nu există niciunul care să fie curat, curat și să nu poată să fie intangibil, știi? Are șanse de N-are șanse. dacă este Exact. curat. Vreau să te întreb, pentru că cu siguranță studiezi și zona asta de simbolism și de spiritualitate și ezoteric. Și-au dat seama românii acum 30 și ceva de ani, 34 de ani, ce înseamnă să dai jos stema de pe steag, să-și rămâi cu o gaură, când am făcut-o singur gaura respectivă. Aia nu ținea de comuniști sau de socialiști, erau bogățiile țării noastre. Exact. A fost o conjunctură, așa, o revoluție la început, după care a fost furată revoluția și a fost o lovitură de stat la sfârșit. Adică au fost niște profitori care mai guvernează și în ziua de azi țara și care au profitat de oamenii care au murit pe străzi și au furat cum ar veni revoluția, au furat revoluția. Dacă ai observat, după Revoluție, intenționat s-a distrus sistemul de învățământ și ai văzut că unele din condițiile de aderare la Uniunea Europeană au fost să închidem o grămadă de fabrici și de uzine și de combinate siderurgice și tot fel, pentru că Occidentul, fiind la supraproducție, avea nevoie mare de forță de muncă necalificată. Și atunci, cum a fost mai ușor? Să-i lași pe ea fără servici, că nu mai aveau servici și atunci a trebuit, având copii acasă, având credite la Nu să bancă și le faci având... concurență cu produse. Greutăți, exact. Au împușcat două iepuri, nu mai făcut concurență cu produse și au primit forță de muncă ieftină și multă. De aia s-a și distrus sistemul de învățământ, că omul cu cât este mai puțin educat, cu mai puțin citit, că de aia acum ne tot promovează și rețelele sociale, cu cât stai pe rețele sociale mai mult și nu citești o carte, cu atât devii mai prost. Deveni mai prost, ești mai ușor de manipulat. Omul cu cât e mai prost, cu atât poți să-l convingi mai ușor. Un om citit care are experiență și e umblat și citit, nu poți să-l păcălești așa ușor sau să-l convingi de niște tâmpenii ca acum, cum fac ei la televizor, dau o știre și toată lumea aplaudă ca pinguinii și toată lumea crede chestia respectivă. Cum a fost cu acum cu alegerile cu Nicușor, a apărut rahatul ăla de hârtie care eu am spus, chiar aveam că fac în fiecare săptămână câte un podcast ăsta live anticorupție cu prietenul meu Ștefan Jicol, cu care e la guvern.
Și am spus din prima secundă când a apărut știrea cu hârtia că e un fake ordinar și că eu nu-mi place de Nicușor. Adică am făcut și vlog anti-Nicușor și mi l-a preluat și Cristoiu la el pe canal când a pus bradul ăla de lemn pe la universitate, bradul ăla din carton presat. Adică mi s-a părut o sfidare la adresa obiceiurilor noastre de Crăciun. Deci nu crezi că l-au pe Nicușor? Dar ți-am dat doar ca exemplu că lumea poate foarte ușor fi manipulată. Au trimis în spațiu public chestia că el era informator la securității, care s-a văzut de la început că era un fake ordinar. Adică n-am crezut din prima secundă că ar fi adevărat. Oamenii foarte, foarte ușor pot fi îndreptați într-o direcție sau alta și ai văzut și cu Cambridge Analytica. În America s-au câștigat alegerile pe rețele sociale. De-aia și-au și impus TikTok-ului să vândă, pentru că e foarte ușor lumea de manipulat în ziua de azi cu o rețea socială. Dacă controlezi TikTok-ul sau Facebook-ul sau, nu știu, YouTube-ul, habar n-am, automat poți să controlezi masele. Acest torsăr pe o rază de 2 metri și jumătate, deci o sferă de 2 metri și jumătate în jurul meu, este acum un mediu propice, un mediu în care sunt protejat de factori nocivi, de unde electromagnetice și nu numai. Am reușit să-mi redescopăr capacitatea de a mă concentra pentru a putea lucra la un proiect nou. Cum poate un om simplu să-și dea seama care este o știre falsă și care e un fake news? Doar verificând din 3, 4, 5 surse știrea respectivă. Revin un pic la o știre falsă, aia cu Elon Musk, de exemplu. Deci eu am fost primul om din România când am apărut pe TikTok și după aia au schimbat toate canale, ca să începem de la început. De dimineață au promovat toate canale că Elon Musk e în România cu Angelina Jolie, că au mâncat mici pe la stâna dacilor, pe nu știu unde, că Angelina Jolie are o troche transparentă și Elon Musk are un costum lucios. Și toată ziua aceeași știre, inclusiv pe TVR și pe Radio România Actualități, care zici că serioase, un organ de presă ar trebui să verifice din măcar din 2-3 surse această știre să vadă dacă e așa. De ei au dat știrea în continuu, în continuu. Cred că a fost un exercițiu să vadă cât de tare pot fi manipulate masele ca să ne pregătească pentru viitor. Eu sunt prieten cu cel care a organizat petrecerea la Brand. L-am sunat, zic, bă, în timpul zilei, când erau știrile, că m-am enervat. Eu am mirosit ceva, că nu e ok, pentru că n-au dat filmări reale cu ăla de la stână sau nici măcar din spate. Sau era ceva care nu mirosea bine. Și l-am stat pe băiatul ăla, zic, băi, e adevărat că nu zice nici vorbă, nici măcar n-avea de gând să vină. L-am stat pe cei care se ocupau de securitatea VIP-urilor, care a primit lista din ianuarie. Bă, zic că e pe listă, nu e, nici n-a fost vreodată pe listă și nici nu trebuia să vină. După aia am stat la Brand, doamna administratoare, FISO mă urmărește pe mine pe rețele sociale. Zic, doamne, este, nu este și nici n-a fost și nici trebuia să vină. Și atunci am ieșit pe la 7 seara când toate televiziunile urlau ce bine o duce Elon Musk în România și cu Angelina Jolie. Am făcut un filmuleț pe TikTok unde am făcut vreo 2 milioane și vreo 500.000 de vizualizări. Și am spus, bună seara, oameni buni, dau 10.000 de dolari cash acum în momentul ăsta oricărui om care poate să-mi demonstreze că Elon Musk în România, cu orice poză, cu orice registrare cu asta, ofer 10.000 de dolari cash. N-a trecut un sfert de oră că a apărut, că Cristoiu mă urmărește, a apărut Cristoiu pe la televizor nu știu pe unde și a spus că Elon Musk de fapt nu e în România, după aia a apărut Budean că a spus și ea că Elon Musk nu e în România și după aia toate televiziunile au început să zică că de fapt nu e sigur, că s-ar putea, că, mă rog, dimineața pe la 9 mă sună de la Irealitatea TV și zice, domnul Cosescu, intrați în direct, vă rog, cu noi pe subiectul Elon Musk. Zic, da, domnule, intru, nu-i problemă. Și într-un direct, acolo mai era ăla cu doi invitați în studio, cum invită ei câte 20, că de-aia nu mă mai duc la realitate niciodată, pentru că invită câte 10 oameni și toți vorbesc odată, nu înțelegi nimic, e un amalgam acolo, un balamuc. Și zice, domnule, vrem să vorbim despre vizita lui Elon Musk în România, zice moderatorul din studio. Și zic, domnule, care vizită? Că n-a fost nici Elon Musk în România, după cum ați văzut, că am și spus eu. Și zice ăsta, asta vom decide cu invitații noștri din studio. Dacă a fost altul. M-am enervat și am închis telefonul, pentru că nu e normal când s-a dovedit clar că a fost o minciună și că un fake news, că vorbeam, ți-am dat un exemplu de fake news și toată România a fost manipulată la modul ordinar de la toate organele de presă, presă scrisă, presă televiziunii, absolut tot a fost o manipulare ordinară, deși toți au știut că n-a fost niciodată Elon Musk în România. Deci pentru mine a rămas o necunoscută și sunt confuz de ce s-a promovat, mai ales de către Postul Național de Televiziune, TVR și cu Radio România Actualități, din oră în oră această știre. Ce exercițiu a fost sau ce vor să pregătească? Nu-mi dau seama, nu mi-am dat seama. Dar oricum am fost primul din România care a spus că Elon Musk nu a fost în România și am avut curaj să ies public și să spun chestia asta. Deci revenind la întrebarea ta, că cum poate un om de rând să-și dea seama că e o știre falsă,
trebuie să caute indicii, să caute în mai multe surse, pentru că acum presa e împărțită. Sunt foarte mulți moguli de ăștia de presă care au interese politice, au interese economice și dau, de exemplu, cu piața imobiliară. În realitate, piața imobiliară față de anul trecut a căzut cu 30%. Sunt ziare mari, nu vreau să îi denigrez aici la tine, dar sunt ziare foarte mari de la nivel național care spun că cumpărați repede apartamente, că o să scumpească, că cresc prețurile. Ar trebui să pună P de la publicitate în momentul când faci chestia asta, pentru că e un fake news și încearcă să bage panica în populație și să mai scoate niște bani de la saltea să mai cumpere niște apartamente, deși ele nu se mai vând și nu mai e ca înainte. Adică la noi amortizarea acum în România, randamentul la o investiție imobiliară undeva la 4,7% față de Spania, că m-ai întrebat de Spania, unde e 10%. Ce înseamnă asta tradus? Înseamnă că eu mă amortizez banii dacă bag bani într-un apartament în Spania în 8-10 ani și România mi-a amortizez în 20-25 de ani. Dar e și logic, pentru că în Spania, de exemplu, Tenerife, sezon 12 luni pe an, sau Alicante, Benidorm, zona aia pe acolo, Malaga, ai 10 luni pe an sezon și la noi la Mamaia ai 2 luni pe an. Adică eu 2 luni, să zic, dacă sunt norocos, închiriez apartamentul, deși ai văzut că Mamaia Nord acolo s-a făcut bloc lângă bloc, zici că ești militar, unul roșu, unul alb, albastru, unul verde, unul peste altul, sari dintr-un balcon în altul, chiloți pe balcon, ăia închiriază manele, parcare, să taie cu cuțitele că nu găsesc loc de parcare, deci o prostie, o mizerie acolo. Și zic, dacă sunt norocos, închiriez 2 luni pe an, când în Spania închiriez 10 luni pe an. Deci țara europeană, fac actele mai Dar repede ca România. de ce reușesc bulgarii la câțiva kilometri mai încolo să fie civilizați, Pentru să că crumbi? bulgarii au fost deștepți. Cei care au fost după, că și la ei a fost schimbarea asta de la comuniști la democrație după anii 90, cei care au fost la conducerea țării și-au dat seama că nu pot singuri să gestioneze partea de turism și de litoral. Și atunci au oferit niște facilități, așa au făcut și în Croația, că eu merg în Croația, că mă duc cu barca, în fiecare an merg de 20 de ani. Același lucru au făcut și croații. Au dat gratis sau pe nimic la companii mari de turism de afară, cum e Tuiu sau e Der Turu Da, sau nu Tuiu a știu fost ce. înainte la noi, a venit înainte la noi. Și la noi Da, nu se dar poate înțelege. la noi nu, pentru că noi am vrut majoritatea hotelurilor mari de pe litoral, amfiteatru, să zic, în Olimp și toate astea, au fost date la șmecheri, la foști securiști, foști comuniști, au luat toate hotelurile astea și ei n-au mai investit bani, pentru că nu erau specializați pe turism. Ei au vrut să stoarcă cât mai mult și le-au băgat în paragină până s-a distrus, până s-au dărâmat pereții. Deci de-aia s-a distrus litoralul românesc, tot din cauza corupției de care vorbim noi aici. Pentru că în loc să dea unor investitori străini, croații au dat pe gratis. A zis, frate, ăsta e hotelul, moștenit de la comuniști, e gratis. Ai obligația ca în termen de 3 ani să investești 5 milioane și a tău, dacă n-ai investit 5 milioane, te dau afară și rămâi și cu investiția pierdută. Cam așa s-au dus croații. Dar au dat gratis la oameni care au fost companii care aveau o experiență foarte mare în turism. Bulgaria s-au făcut. Au dat la companii nemțești, au dus turiști nemți. Și acum mai sunt turiști o grămadă. Nemți, nordici pe litoralul bulgăresc. Ăia sunt cu curățenia, cu serviciile, cu mâncarea, cu toți și au făcut treabă. Și români Asta e sunt. diferența. Românii La sunt. noi, din cauza corupției, s-au dat hotelurile la foștii securiști care le-au luat și până nu le-au dus în paragină, nu au băgat niciun ban, n-au investit nimic, 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 nimic. Zero bani, zero lei. Asta s-a întâmplat. Avem șanse vreodată să ne revenim și te întreb acum vis-a-vis de alegeri, pentru că toată lumea, dacă luai un interviu cuiva pe stradă, toată lumea dorea schimbarea. A obținut Păi, schimbarea? dacă doreau schimbarea, Olga, eu am făcut niște calcule. Deci, făcând podcastul ăsta anticorupție și vorbind și despre alegeri cu două, trei emisiuni înainte de alegeri, le-am spus oamenilor clar, oameni buni, conform statisticii de la Biroul Electoral Central, sunt 18 milioane de români cu drept de vot în România. 18 milioane și vreo 200 ceva de mii, nu mai țin minte. Dacă nu ieșim măcar 70% dintre noi la vot, nu se va schimba nimica, pentru că fiind 1.300.000 de oameni care lucrează la stat și fiecare având câte 2-3 membri a familiei, deja aia sunt 4 milioane și ceva, 5 milioane aproape, 4 milioane jumate, să zic așa, o cifră medie. Chiar dacă nu-mi place de guvernare, de Ciolacu, de PSD, de PNL, dacă eu am un loc călduț la stat și mi-au 7.000 pe lună, 8.000 pe lună și nu mă dă nimeni afară, că ai văzut că funcționarul public, chiar dacă îl dă afară, îi dai judecată și îți dă salariul pe 2 ani și te angajează înapoi. Deci omul ăla și familia lui sigur va vota cu cei de la guvernare și ăia sunt deja 4 milioane jumate. Ieșind doar 50% dintre români la vot, adică 9 milioane, deja ei au obținut exact 50%. Și atunci n-ai cum să, dacă ieșeam 70-80% și ei obțineau o minoritate și restul de partide mici, noi, că dacă îi votezi tot pe ăștia care au fost după Revoluție încoace, e sigur că ești hoț, că ăștia au distrus țara. Dar dacă votezi pe unul nou, mai ai o șansă. Poate e hoț, dar poate nu-i. Dar
votându-i pe aia vechi, sigur n-ai nicio șansă. Și atunci au ieșit la vot doar oamenii care erau direct interesați. Amicul ăsta meu de la guvern, Ștefan Șicol, îmi spunea că s-au angajat zeci de mii de oameni cu 3-4 luni înainte de alegeri în disperare, tocmai cum ai spus tu la începutul emisiunii, ca oamenii să aibă alegători, să aibă cine să-i voteze. Deci au angajat zeci de mii, zeci de mii de oameni. Și atunci automat și-a obținut majoritatea asta de 50%. Dacă te uiți pe harta României de la alegeri, e roșie toată, adică nu, nu se pune problema. Și dacă ieșeau oamenii la vot, nu se mai întâmplă asta. Ieșeam 70% la vot și se schimba lucrurile. Dacă până nu ieșim la vot, mai avem o șansă în toamnă. Le-am spus la oameni, bă, oameni buni, e ultima noastră șansă. Ieșiți la vot, că altfel o să intre țara în incapacitate de plată din cauza corupției și o să vă treziți că nu vă mai luați nici salarii și pensiile care trebuia să le luați, după mărite sau ceva. Vezi Asta e cum problema. Se schimbă lucrurile și cum sunt prezentate, este normal, e sănătoasă o asociere între două partide care ar avea teoretic doctrine diametral opuse. Da? Păi, să guverneze împreună, să constituie un singur partid până la urmă și numai acest partid poate să asigure stabilitatea țării. Păi când mă gândesc la un singur partid, eu care am trăit o bună perioadă din viața mea, asta un s-a singur întâmplat acum, partid... din cauza... Acum este și o bună perioadă de viață, mi-a trăit și Olga, vorbind de comunism, este acum un comunism în România, pentru că e un singur partid, o singură coaliție care conduce, justiția e în mâinile lor, pentru că ei numesc oficial, nu se mai ascund, procurorul general, șeful de la DNA, CSM-ul, Curtea Constituțională, sunt puși de partide, adică nu e normal așa ceva, nu există niciun stat în Europa să pună partidele judecătorii și procurorii, adică doar la noi se întâmplă așa ceva, sau să dea la presă 45 de milioane pe an ca să... le ridice o sanale. Nu e ok așa ceva. Și atunci ei, având control absolut și nemai fiind sub separarea puterilor în stat, nu mai au nicio frică de nimica. Doar oamenii simpli, cetățenii, dacă ies la vot toți și dau cu ei de pământ, asta e, acolo e puterea, în mâinile mulțimii. Dacă oamenii nu ies la vot, nu au nicio treabă. Nu. Plus că s-au furat la nivel local, i-au făcut mânerea asta de la început cu europarlamentare și cu locale când le-au pus împreună, oamenii au țipat ăștia care sunt specialiști și au zis, domnule, e o fraudă ordinară să faci chestia asta, nu e nici constituțional, nu e nici legal, au trecut peste tot, au încălcat legea. Eu am fost la Frumușani, acolo la noi, la vot, la secția de votare, și era o grămadă de indivizi dubioși, și în fața mea și în spatele meu. Și la fiecare îl întreba, votați și la locale sau doar la europarlamentare? Și toți ziceau, domnule, eu votez doar cu primarul, nu mă interesează europarlamentare. Cetățeanul din spatele meu, care era tot așa l-a întrebat, că pe fiecare întreba aia, pe oricine intra acolo în secție, dacă votez la ambele sau doar la una. Deci nu era normal, trebuia vot la ambele, dai 5 buletine și gata, nu mai te tot stai să-l întrebi. Adică sugera cum ar veni, lăsați-le pe alea în pace, votați-le pe alea. Și cetățeanul din spatele meu întreabă la fel, zice, votați și la locale și europarlamentare? Și întreabă pe doamna care l-a întrebat, zice, dă și ea bani, doamnă, de la europarlamentare sau doar primarul? Deci eu am rămas blocat când am auzit. Adică, dar toate, afară erau vreo 90 de cetățeni care așteptau și să șușoteau și împărțeau bani între ei și două mașini de poliție. Mi-au scris zeci de oameni că, domnule, la noi în sat, primarul cu tare, cu numele cu tare, a dat 200 de lei, a dat 300 de lei, a dat 500 de lei. Ai văzut pe vreunul anchetat sau arestat? Nu există așa ceva. Adică a fost o fraudă la nivel de țară și la nivel de primării și peste tot. Știi? Adică au dus oameni cu japca la vot plătiți în 2024, când sunt ani de la Revoluție încoace. Am văzut o fraudă la televizor acum 4 ani, am văzut cum se mișcau sacii cu voturi, am văzut declarația primăriței care a spus că singura problemă a fost că ei s-au spus camerele nu sunt deschise și camerele erau deschise și au filmat și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic, dar tu mai știi vreo țară din Europa, ăia din comisie să doarmă pe saci, să stea 48 de ore în secția de votare să doarmă pe saci? Sunt voturi de-astea online. Că zice, domnule, se pot frauda voturile online, zic așa, pentru că știu că atunci nu mai poți, păi, dar plățile online, nu se, adică plăți să faci online cu cardul, dar voturi nu putem să facem online, că e periculos, adică hai să o lăsăm de încolo de treabă. Dacă ar fi voturi online și ar vota toți de acasă, de pe telefon, de pe calculator, ăștia erau pai, erau istorie acum. Dar așa cu sacul, plimbi sacul într-o parte în alta, cu jandarmi cu aia și îți faci treaba. Este România țara fără câine, așa cum se spune? Nu este, dar câinii nu sunt la noi în curte, sunt în altă curte, știi? Și latră de acolo. Adică câinii noștri nu mai există. Latră la noi! Noi nu mai avem câini, Olga, în România. Avem doar niște cățeluși care, dacă latră Dobermanul de afară pe el, schelălăie și fuge în toate direcțiile. Asta e problema. Deci noi nu mai avem.
Ei se bucură că ăștia îi lasă în pace să fure și nu le fac nimic, și atunci everybody happy, cum ar veni. Prietenul ăsta meu, Ștefan Jicol, de care îți povesteam și cu care fac live-urile astea în fiecare săptămână pe canalul meu de YouTube de anticorupție, a găsit niște fraude la Guvernul României din PNRR de 44 de milioane de euro. S-a dus la DNA anul trecut în noiembrie, deci peste 3 luni se fac 2 ani de zile cu documente, cu dovezi. S-a dus la parchetul general cu documente, cu dovezi. Nici în ziua de azi nu i-a chemat nimeni pe ea să-i întrebe cum îi cheamă, deși erau documente, dovezi evidente că așa se întâmplă. Și pentru că a făcut el chestia asta, s-au răzbunat pe el și au schimbat organigrama guvernului printr-o hotărâre de guvern ilegală și le-a dat în judecată, că l-au pus șef de serviciu, la directorul general, care e cea mai mare funcție, funcționar public, l-au pus șef de serviciu, l-a dat în judecată și a câștigat și acum l-au numit din nou director general adjunct. Dar vreau să zic așa că nu mi-au nicio frică, nimic. Adică nu. Am fost chiar atunci când s-a întâmplat chestia asta, în studio la un post mare de televiziune și zic, mi-a dat mesaj în pauză. Zice, poți să spui și de chestia asta mea cu guvernul, că poate așa mă bagă și pe mine în seamă cineva de la DNA. Și zic, bă, eu zic că o spun, nu-i problemă. Și o întreb pe producătoare, că eu sunt de bun simț, adică nu mă ia gura de înainte când sunt invitat în studio de televiziune și să nu. Și zic, doamnă, zic, uitați, cazul ăsta, sunt documente, mi le-a trimis băiatul pe WhatsApp, pot să vi le arăt, adică are dovezi, tot, tot, tot. Vă rog eu frumos, domnul Consescu, avem datorii la ANA, vă rog eu frumos, nu spuneți, vă rog eu, făcea producătoare de la emisiune, știi? Adică despre ce vorbim? Ce pârghii au Sorin în România ca să schimbe ceva? Să iasă la vot, Olga. Dacă ies în toamnă la vot toți, se va schimba ceva. Dacă nu, o să ne mai călărească ăștia 4 ani, dacă mai au ce călări, că nu prea mai au ce călări, știi? Pentru că noi trăim acum doar din împrumuturi. Au distrus tot. Industria, agricultură. Noi importăm, dacă știi tu, aproape 80% din alimentele care le consumăm. Mă uit acum că vin de la Frumușan, pe acolo a făcut negoiță pe la Cheiul Dâmbovițe, o șosea de asta secundară și trece pe lângă serele alea de la Popești, Ordeni, cred că sunt un kilometru și ceva de sere cu sticla spartă și noi mâncăm toate prostiile de la turci, de nu știu unde, cu pesticide, te mir că auzi în 10 oameni că 2 bolnavi de cancer. Păi am fost la un băiat care e șef de depozit la Lidl și ei verifică foarte bine astea nitrații, nitriții din legume și fructe și mi-a arătat un aparat foarte interesant pe care mi l-am cumpărat și eu de pe Amazon. Și verific legumele și fructele. Deci foarte, adică 70-80% din ele au depășit de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori cantitatea maximă admisă de nitriți. Am și pus la mine pe TikTok un filmuleț unde am arătat. De exemplu, pepenii ăștia care vin din Grecia sau din Turcia au de 8-10 ori. Nepoții mei de la fiul meu la mare, anul trecut s-au îmbolnăvit urât după ce au mâncat un pepene, au stat vreo 2 săptămâni prin spital și pe acasă. Și acum am mai luat nevastă mea niște pepeni, că i-a zis o doamnă la Frumușan, doamne, luați că ăștia buni, sunt foarte buni. Și am băgat aparatul 3 zile la rând în mai mulți pepeni diferiți, era de 8 ori depășit gradul de nitriți. Deci ne dau să mâncăm toate, inclusiv producătorii români, țăranii români, ca să fie primii pe piață, bagă tot felul de pesticide în ele, le stropesc tot felul de tâmpenii și te îmbolnăvește. Îți distrug sănătatea. Adică nu e ok ce se întâmplă, știi? Afară, în Occident, sunt mult mai stricte autoritățile cu populația și verifică mult mai bine ce consumă populația. La noi toate gunoaiele. Adică vorbeam cu un prieten cu care am făcut vlog, care are fermă de vaci și care a vândut produse lactate. De astea am zis, domnule, du-te la supermarket, 70% din produsele lactate din supermarket n-au văzut vacă în viața lor, n-au văzut un gram de lapte, toate sunt făcute cu porcării și cu chimicale. În Occident, sau într-o țară care căruia îi pasă de populație, nu există așa ceva. Nu intră toate gunoaiele din Europa în supermarket. Adică verifică mult mai bine. La noi nu le pasă, efectiv, nu le pasă de populație. Că suntem prea mulți, dacă murim, asta este, vin alții și la revedere. Nu interesează. E un dezinteres total N-ar fi al și guvernanților. obligația retailerilor atunci când achiziționează marfă să o verifice. Nu mai vorbesc de cei de la protecția consumatorului, care sunt o groază de oameni și care îi dau din colț în colț și spun că n-au laboratoare să verifice. Păi dacă n-au, ei ce mai stau acolo? Sunt o grămadă de aparate, cum am cumpărat eu aparatul ăsta, nu-i scump, e 100 și ceva de euro de pe Amazon și care este omologat în Spania și în Italia și zice că la noi nu există legislație ca să-l omologheze. Fă, fratele, legislație și un aparat ăsta nu costă mult pentru o instituție care cheltuie nu știu câte sute de milioane de euro de la buget. Ia la fiecare inspector un aparat ăsta, e așa un aparat mic cu doi țepi de aia, îi selectez portocală, banană, roșie, castravete, îl bagi acolo Hai și ți să-ți arată spun un două secret. secunde.
Să spun un secret, după ce ți-am văzut aparatul, l-am cumpărat și eu. Și mă duc cu el, dar să știi că mă duc așa cu, cum să spun, cu jenă, pentru că se uită lumea urât la tine, mai ales dacă intri în magazin și te duci Până la să... urmă, când, Olga, când am de cumpărat 2 kg de roșii, zic, pune-mă o roșie cântărește-mi acolo, plătesc și eu verific și gata, asta este, nu e nicio problemă, știi? Așa am făcut și eu. Și acum, de exemplu, ne-a dus vecina noastră de la o doamnă care cultivă roșii în apropiere de Frumușani și era pe verde tot, adică era super ok roșiile, adică am mâncat fără probleme, știi? Dar mai iei dintr-un supermarket ăsta și vezi că are depășit de 10 ori nivelul ăsta, te îmbolnăvești, baci cancer în tine. Și dacă, aia zic, dacă autoritățile române ar schimba legislația ca să omologheze, că aparatul s-a omologat și în Spania și în Italia, dacă îl cauți pe net, vezi că are omologări într-o grămadă de țări, te duci și îi dai cât la fiecare inspector de ăsta cu un aparat, mergeți mă la Kaufland, la, nu știu, la Carrefour, mergeți la Mega Image, de asta, bam, 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 bam și gata, adică astea afară scoase, dacă îi retragi marfa de 3-4 ori și el a pierde zeci de mii, sute de mii de dolari sau de euro, va avea grijă să bage marfă de calitate și marfă care să nu îmbolnăvească populația. Dar nu interesează efectiv de oameni, de populație, știi? Păi, cred că ar trebui să gândim și un pic invers, să o intereseze și pe populație și să se impună într-un fel. Dar și populația este la fel de lasă-mă să te las, să ducă și A intrat o pe. frică în oameni pentru că au văzut că ăștia sunt foarte răzbunători și fiecare are un loc călduț sau are o relație și nu vrea să-și o piardă și să supere pe cineva. Că eu de câte ori fac cu Ștefan astea de anticorupție și vorbim liber și deschis, cum vorbesc acum cu tine, primesc că, domnule, dar nu ți-e frică dacă îți trimite mascații, dacă îți bagă droguri în mașină, dacă îți face. Bă, dar dacă toți ni-e frică și toți tăcem în gură, normal că nu se schimbă nimic. Dacă nu iese cineva în față și nu începe să vorbească sau să. Când s-a luat celălalt cu atunci de mine, că a zis unul Sorin la amenință și a încercat să intre la el până interpus. Și m-au chemat la toate televiziunile, cred că ai văzut, ai urmărit în presă. Deci m-au chemat pe la toate televiziunile să, așa, și m-au stat o grămadă de deputați de la PSD, după ce am tot apărut pe la televizor. Păi zice, vezi că Marcel e răzbunător. Adică, stai puțin, suntem în 2024, ăla e primul ministru al României, adică Marcel e răzbunător, când eu n-am făcut nimic, n-am furat nimic, mi-am plătit taxele și impozitele, nu l-am amenințat niciodată, că a cerut presa de la DNA să le spună dacă au primit vreo plângere de la Marcel Ciolacu împotriva lui Sorin Constantinescu, pentru faptul că l-a șantajat sau că au încercat. Și n-a primit nicio plângere că era un bullshit, adică era o minciună clară, că n-am avut eu treabă cu el. Și eu am și spus la televizor, bă, zic, dacă vreau să ajung la Ciolacu, intram singur, trebuia să interpuși, că am lucrat și la guvern, am și eu un pic o imagine în țara asta de 30 de ani și nu aveam nevoie de, nu știu cât interpuse, mă rog eu să vorbesc cu Marcel, dar nu aveam nici interes, că eu nu mai sunt în industria de jocuri în 2010, fac doar consultanță, deci nu mă privea problema aia cu. Ei au vrut să facă pe eroi, în momentul când. Atunci a fost și scandalul cu Crevedia, au murit oamenii aia și au ars casele, și cu baronul ăla local de la Vaslui, și a fost sfătuit de consilier că ar fi bine să distragă atenția opiniei publice. Și fiind vorba de păcănele și de mafie și nu știu ce, a fost așa ceva orchestrat și că automat toată presa a preluat că unul Sorin îl amenință pe unul Marcel. Și a ținut prima pagina ziarilor și știrilor cu breaking news. Vreo 2 săptămâni, când a uitat lumea de Crevedia, a uitat de baronul ăla de la Vaslui care l-au prins cu banii în portbagaj și așa mai departe. A fost o chestie destul de. Ei nu s-au așteptat ca. Ei s-au așteptat că eu să tac din gură și atunci lumea să creadă că a fost adevărat. Dar eu ieșind foarte viral și foarte puternic și foarte fără nicio frică, au dat-o la întors, au dat-o în spate, că el s-a dus la Ciutacu la emisiune și i-a zis Ciutacu, ce domnul Ciolacu, dacă a fost așa, spuneți nume și prenume, nu doar Sorin. Spuneți cum îl cheamă. Lăsați, domnule, hai să schimbăm, haideți, că nu mai e cazul, nu mai a trecut. Adică, bă, frate, ori ai mergi până la capăt, ori taci din gură și nu mai minți populația, știi? Sorine, de ce românii când pleacă afară au altă atitudine față de muncă, altă atitudine față de calitate, se comportă cu totul altfel decât aici? Pentru că sistemul de acolo îi obligă să facă chestia asta, pentru că acolo sunt legi foarte stricte, Olga, și cu privire la circulație, și cu privire la comportamentul cu cei din societate. Pe acolo n-ai să vezi să scoți boxa în curte, să pui muzică, că îți dă 2000 de euro amendă, sau n-ai să vezi să depășești cu mai mult de 50 de euro, cu 50 de kilometri la oră viteza legală, că îți confiscă mașina. Sunt țări în Europa pentru fiecare 10 km în plus față de cât e viteza limită, e 1000 de euro amendă. Ți-a dat o dată 3000 de euro, știi cum conduci, ca o păpușică de aia cu 50 la oră, nu te mai duci. Deci acolo sunt legi mult mai stricte, pentru că
civilizația și disciplina se face cu biciu, prin amenzi mari, prin legi. La noi, cum să zic, amenzile sunt așa de mici încât omul o tot comite și o tot repetă de nu știu câte ori. Adică eu a trebuit acolo la Frumușani că tot puneau ăștia, sunt o grămadă ăștia care s-au asistat social și din banii de asistență socială și cumpără boxe de alea mari și bagă manele de astea. Și a trebuit să sun la poliție de vreo 20 de ori până i-am potolit și până când degeaba îi amendează, că n-are ce să le ia. Efectiv, adică ne învârtim într-un cerc, știi, ca și curvele de pe centură. Au 200 de amenzi, dar n-au plătit niciuna că n-au nimic pe numele lor și nu le ia nimeni nimic. Cam așa e și cu ăștia. Adică ar trebui, aici a schimbat legislația și fiind să fie legi mult mai dure și mult mai stricte ca să poți să le schimbi. Afară românii, ei fac aici la noi pentru că știu că nu o să fie repercursiuni și nu o să pățească nimica. Când știu că afară le dă un șut în cur și trimite înapoi în țară sau primesc o amendă de 20 de mii de euro, deja altfel se pune problema și nu mai se încumetă să facă prostii, știi? Asta e diferența. Legislația. Ce șansă au cei care pleacă astăzi din România să se stabilească în diverse țări din Europa, în condițiile în care există și acolo un prea plin? Nu este prea plin, să știi, Olga. Deci am vorbit, stând, acum, având casă în Tenerife, merg destul de des acolo. Am stat acum cu Diana, iară, cu nevastă mea, o lună și jumate, cu vreo lună, am fost acolo. Și am început să cunosc o grămadă de patroni români, patroni de coafor, patroni de magazin alimentar, patroni de magazin de fructe, de restaurante, știu o grămadă. Și mi-au zis că nu găsesc oameni și că am o prietenă de la care am cumpărat apartamentul, care are agenție imobiliară, Lili Stoica. Și are vreo 70 de apartamente cumpărate de români și date în administrare. Le închiriază ori pe termen lung, ori pe termen scurt acolo. Și mi-a zis domnul Constantinescu, Sorin, acum am zice, am căutat femeie ca să facă curățenie în apartamente din România cu 1.500 de euro pe lună și nu am găsit. Nu am găsit deloc. Adică sunt șanse, dacă vrei să muncești, toate fiind sezon 12 luni bani și fiind așa de multe hoteluri, restaurante și asta, găsești locuri de muncă câte vrei tu. Pentru că, na, foarte mulți oameni, 12 luni pe an fiind sezon, sunt tot timpul foarte, foarte mulți turiști. Dar să vrei să muncești, problema este că nu se vrea să se muncească. Locuri de muncă sunt și la noi și afară. Am înființat la una din firmele noastre un call center acum vreo 2 luni de zile. Nici acum n-am reușit să găsim 15 oameni să lucreze cu 3.500 de lei salariu net în mână. Toți vor 1.000 și ceva de euro. Bă, dar ce știi să faci de banii aia? Păi nu știu. Păi hai să înveți cu 3.500 de lei 3 luni de zile și eu dacă văd că ești bun și vorbești frumos cu clienții și răspunzi repede la telefon și îmi aduci clienți, îți dau mai mult, dar începe. Nu, domnule, 3.500 nu poți să trăiești cu banii ăștia, dar cu cât dacă tu nu accepti să începi, n-ai de cum să trăiești. Adică sunt locuri de muncă și afară ca și la noi, Olga, peste tot și plătite bine. De exemplu, în Tenerife încep cam cu 1.200-1.500 de euro salar în mână, chiar dacă nu știi să faci nimica. Și dacă merg un cuplu, soț-soție sau doi prieteni și își închiriază un apartament pe termen lung, e 700-800 de euro. Chiar dacă nu rămâi să pui bani deoparte în primele 6 luni până îți crește salariul, dar măcar n-ai, nu pui bani din buzunar și na, trăiești într-o climă bună și e căldură, e altceva, știi? Dar trebuie să vrei. Asta e problema. Da, nu prea. Uite, mă uitam acum la Căivară și toată lumea pleacă în vacanțe și trag concluzia că există și un soi de snobism din ăsta turistic, pentru că văd foarte mulți pleacă, de exemplu, spre Franța și se duc să stea acolo pe malurile Senei, pe căldura asta la 42 de grade, în loc să se ducă pe Valea Oltului, în loc să se ducă la Cazane, acolo, Dunărea, la Cazane, e o frumusețe. Este mirific peisajul ăla. Doar că Problema, Franța, că e da, te rog. Parisul, Spune. nu ne iubim deloc țara, nu ne iubim deloc Nu locul. asta e problema, Olga. Problema este că, iară revenim la corupție. Infrastructura, în primul rând, nu este ok și ca să ajungi unde există la cazane, trebuie să-ți rupi mașina în două pe niște drumuri, să stai blocat pe Valea Oltului sau pe nu știu unde, pe la Craiova, pe acolo, că n-au trebuit nici acum cu tot drumul la expres și stai până bariere și până semafoare, pe nu știu unde. Și în plus de asta, noi avem Ministerul Turismului degeaba, pentru că ei nu controlează la modul serios ce înseamnă două margarete la o pensiune sau trei margarete sau 5 stele la un hotel
stat la o mare, la un hotel de 5 stele, pe lângă, nu mai știu până ce stațiune am stat, care nu era nici de 3, adică puțeam camera, trebuie să dorm cu geamul deschis, că mă mâncați în țari, că nu puteam de miros, era mocheta neagră și îmbâxită de porcării și televizorul stricat, și la era hotel de 5 stele, catalogat sau ceva. Deci, omul merge la noi o dată de 2 ori, de 3 ori, și vede că a mâncat prost și a plătit servicii de 4 stele și a avut de 2 sau de 1 și după aceea zice, bă, nu mai, că în Occident ăia măcar sunt mai strict și mă duc acolo. Asta e problema, că dacă ar fi la noi servicii bune sau serioase sau asta, încă o fază, am mai mers prin țară pe la pensiuni, fac rezervare pe Booking și după jumătate de oră mă sună proprietarul, zice, domnule, am văzut că ai făcut rezervare pe Booking, nu vrei să o anulezi, că îți fac eu reducere de 20%. Și foarte mulți fac greșeala că acceptă, anulează rezervarea de pe Booking, se duc acolo, serviciile sunt extrem de proaste, dar nu mai poți să-i dai review negativ pe Booking pentru că tu ai anulat rezervarea de la Booking. Și ăla merge în continuare așa ani de zile cu servicii super proaste și cu țeapa asta ordinară. Adică pe toți care fac rezervare pe Booking, îi trebuie să luați acolo, chiar dacă plătesc mai mult, că în cazul în care ăla le dă să mănânce prost sau să îmbolnăvesc sau dormă, îi mănâncă purici pe saltea, să poți să facă review negativ, să nu mai meargă nimeni la oamenii respectivi, știi? Am mai auzit o explicație vis-a-vis de drumuri că toată nebunia asta, că nu se bagă bani în autostrăzi, că nu se face, este de fapt o strategie. Pentru că am fi foarte greu de cucerit în condițiile în care ar veni, Să că nu ne ia praful de am pe tuba, Olga, ce să ne ia, că dar nu unde. Am auzit avem o prostie noi... spusă de oameni care sunt în armată. Bine, nu neapărat dacă ești armat, ești deștept. Avem cazuri la cel mai înalt nivel în stat, ca să exemplificăm așa, că nu înseamnă că ești deștept dacă ești în armată. Asta este strategia noastră, noi așa ne apărăm, stând în Nu, e fără tot din drumuri, cauza... fără. Deci, după Revoluție, au venit o grămadă de companii de afară care vreau să ne facă autostrăzi pe gratis, cu parteneriat public-privat. Eu ți-am zis că merg în Croația de 20 de ani, când ei nu erau Uniunea Europeană, au autostrăzi care străbat absolut toată Croația de la un cap la altul, înainte de Uniunea Europeană. Pentru că ei ce au făcut? Au făcut parteneriat public-privat cu firme din China, din nu știu unde, ei le-au făcut autostrăzile pe gratis și 10 ani iau taxele de pe autostradă firma respectivă. Dar la noi, dacă ăla face cu banii lui, n-ai de unde să ieși pagă și n-au fost de acord cu parteneriat public-privat și atunci au făcut o felul de studii de fezabilitate la drumuri care au costat mai mult studiile alea, că acolo iar un mijloc mare de sifonat bani la studii de fezabilitate. De multe ori au costat studiul de fezabilitate mai mult decât drumul efectiv. Și atunci, licitații peste licitații, domnule, metru de autostradă costă 1 milion, dar îmi dai și mie 500 de mii. Și atunci ăla pune asfalt numai puțin ca să poată să dea șpagă de 50% sau de nu știu când. Dacă erau a noștri interesați să facă, făceau o parte a public-privat și aveam acum toată România, dar cu 10 ani, străbătută de autostrăzi. Dar nu s-a vrut. S-a vrut să se sifoneze, să ia șpagă cât mai mult și cât și licitații de astea trucate sau contestate sau nu știu ce. Deci de-aia nu avem, nu că nu ne cuceresc ea, că nu mai cucerește nimeni acum cu căruța, vine la cu calul și de cu să-i sare roata din grope. Adică, hai să fim serioși. Da, păi, în concluzie, cam noi suntem de vină pentru tot ce. Normal că noi suntem de bine, pentru că și eu personal ani de zile n-am fost la vot, că am zis că toți politicienii sunt hoți și indiferent cu cine votez nu se schimbă nimic. Am făcut o mare greșeală, pentru că am ascultat de cei care spuneau asta că ei vreau să fie cât mai puțin oameni la vot. Statistic, au făcut o grămadă de oameni statistici și au spus la vot se poate fura cam 10% maxim din numărul celor care ies la vot. Și ieșim oameni puțin la vot, ei tot timpul au înclinat balanța împotriva lor, în favoarea lor. Dacă ar ieși 70-80% din populația României cu drept de vot la vot, chiar dacă ar fura ei 10%, tot am scăpat de ei și am dat cu ei de pământ. Dar asta e mentalitatea la noi. Domnule, toți politicienii sunt hoți, nu mă duc să votez că nu contează cu cine punem noi ștampila, că iese cine vor ei și ne-au băgat în cap chestia asta, ne-au spălat creierul și atunci automat omul s-a demoralizat și nu mai iese la vot. Dacă am ieșit 70-80% din oameni la vot, dar nu mai putea să fure și am scăpat de ei. Asta e simplu. La noi puterea, dar oamenii nu înțeleg asta, știi? Dar care este starea de spirit în țară? Tu te duci de multe ori la tine acasă, acolo, într-o zonă foarte frumoasă. Cum privesc oamenii lucrurile? Din păcate, sunt foarte demoralizați și sunt consolați, așa să zic. Nu mai au energie și putere să mai lupte. Să știi că în Ardeal, din cauza că
e mai aproape de Occident și de așa, ăia din zona mea de acolo se duc tot timpul de la, cu avionul în străinătate de la Budapesta, că fac pe jumate de timp, fac 3 ore, jumate, 4 ore față de 7-8 ore pe Valea Olteniei pe București. Și cum ieși din stradă, din țară de la Arad, toată Europa este traversată de autostrăzi, deci toată zona de vest a țării se conectează pe infrastructura din Occident și pe aeroporturi și pe tot. Dar cum să zic, părinții mei stau într-un sat, în județul Oradea, unde am crescut și eu, unde sunt țărani simpli. Când a venit Revoluția, în sat erau 6.000 de vaci. Acum mai sunt în sat, am vorbit cu băiatul ăsta care e fermier acolo în sat și are vaci, dar ale țăranilor particulari mai sunt 7 vaci, mari și late, 7 vaci din 6.000. Oamenii sunt la limita sărăciei, o duc foarte, foarte rău, pensiile de mizerie, știi că majoritatea pensionarilor, adică avem aproape 4 milioane de Pensionări din agricultură. pensionari care au pensia minimă, 1.200 de lei sau ceva de genul ăsta. Gândește că anul trecut s-au mărit pensiile speciale și pensiile normale. O pensie specială a un judecător are în medie cam 22-25 de mii de lei pensie. Deci lui s-a mărit pensia cam cu 2.500-3.000 de lei, cu cât atâta e pensia unui om care are o pensie bunicică, cu cât i s-a mărit la ăla care oricum avea 5.000 de euro pe lună sau ceva, știi? Adică sunt niște inegalități, așa, niște chestii care te frustrează și te demoralizează, pentru că oamenii văd la știri ce se întâmplă și zic, domnule, am muncit 40 de ani și statul ăsta își bate joc de mine, îmi dă 2.000 de lei sau 1.500 sau asta și dacă n-aș sta la țară să am o găină, un porc în curte sau ceva, aș fi efectiv muritor de foame și oamenii sunt supărați, adică e o supărare de asta și din cauza supărării astea, în momentul când vin alegerile și vine un politician de ăsta local care le oferă, nu știu, 200 de lei sau 4 mici sau ceva, uită de foame și se duc și votează, știi? Asta e trist și nu e ok ce se întâmplă. Uite, se vorbește mult de întoarcerea tinerilor înapoi în zona rurală, de a lua pământ, să-și facă ferme, să... E o Ai văzut prostie. această Adică mișcare? sunt oameni de ăștia care n-au contact cu realitatea și cu țara și cu asta, cu viața de la țară. Majoritatea terenurilor care sunt acum în România sunt luate de arendași sau de corporații mari, firme străine și au 2.000 de hectare, 3.000, 5.000. Moldova de aia s-a răcit, că acolo s-au făcut cele mai mari combinații după Revoluție cu terenuri. S-au dat terenuri la tot felul de politicieni și la tot felul de oameni de acolo din sistem cu câte 2.000, 3.000, 4.000 de hectare și atunci familia aia de la țară care nu mai avea unde să-și cultive un hectar de porumb ca să dea la o vacă sau ceva. Nu se mai face agricultura acum că merg la țară și pun acolo trei roșii, le mănânc pentru mine. Agricultura se face cu 100 de hectare, cu 200, cu 500, atunci e rentabilă agricultura. Te duci la țară, na, ai o gospodărie și să poți să cum să zic, să te hrănești pe tine și pe familia ta, dar în rest nu poți să faci, să zici că te muți la țară ca să-ți deschizi o fermă sau să faci nu știu ce afacere în agricultură. Asta e o prostie, nu se poate așa ceva. Crezi că se duce o politică organizată de depopulare a țării? Pentru că am auzit și chestia asta, că asta se dorește și de relocarea altora Păi pentru... ce ți-am zis și eu mai devreme, că dacă continuăm ritmul ăsta, în 2050 o să fim, românii o să fim populație minoritară, cum se întâmplă în multe țări, multe orașe din Franța, de exemplu. Sunt orașe în Franța unde francezii sunt 40% din toată populația. Și deja cred că au un procent foarte mare, nu vreau să vorbesc prostii, dar cred că au un 25-30% acum în Franța care nu mai sunt Au venit franceze. din zonele pe care le-au avut colonii. Dar la noi, ce ne așteaptă în viitor dacă nu ne schimbăm? Păi, Hai să bine, facem, nu poți. hai să facem așa, hai să ne jucăm puțin. La alegeri, Constantinescu Sorin candidează și iese ales, e ales președinte. Ce faci în prima zi? În prima zi a schimba absolut tot sistemul, în sensul că n-aș mai lăsa să fie toate pozițiile în instituțiile de forță ale statului și nu numai instituțiile de forță, vorbesc în general, de exemplu, și în învățământ. Directorii de școală sunt puși de un partid politic. Ca să fii director de școală, trebuie să fii membru partidului respectiv care a obținut postul. Inspectorul școlar este pus de partidul politic.
inspectorul șef, nu există inspector șef județean în România, la Poliția Română, la Ministerul de Afacerilor Interne, care să nu fie pus politic. Deci aș depolitiza imediat, pentru că politicienii nu își pun oameni pe criterii de competență deontologice, profesionale, își pun oameni a serviciu partidului, nepoți, cumnați, rude, unchi și așa mai departe. Deci aș pune oameni profesioniști și cu oameni cu școală. De-aia pleacă foarte mulți oameni profesioniști cu școală din România, pentru că văd că n-au nicio șansă, exclude sistemul, nu se pune preț pe valoarea omului, pe studii, pe cunoștințe, și atunci sistemul îi exclude și se demoralizează și pleacă din țară. Deci a schimba criteriile de a pune oameni în poziții cheie în statul român, și având profesioniști în poziții cheie, automat pot să deblochezi o grămadă de lucruri și poți să schimbi o grămadă de lucruri. Avem prea mulți funcționari publici, adică nu în toate domeniile, de exemplu în poliție nu avem oameni destui, pentru că nu li se permite să iasă la pensie, adică uite că ai văzut o grămadă de filme americane, vezi judecători în America de 70-80 de ani, omul după 40 de ani devine matur și devine matur în gândire și devine cu experiență, tu la 40 de ani îl scoți la pensie și dai 2000 de euro pensie. Aș schimba imediat. La 20 ceva de ani. Când a ieșit acum o puști milițian la 25 de ani, pensie cu 3000 de lei pensie pe lună, la 25 de ani a ieșit, s-a pensionat. Ai văzut scandalul din presă. Deci omul la 40 de ani începe să prindă experiență, să fie matur, să ia decizii corecte și mai departe. Tu îl scoți la pensie, nu îl scoți la pensie. Aș mări ăsta pe, cum se numește, limita de pensionare la normal, la 50, 60, 65, depinde de, dacă ai avut un job de ăsta hard și ai muncit greu și în condiții nasoale, normal că ești cu 5 ani mai repede la pensie, dar nu cu 20 de ani mai repede, adică la unul normal este la 65 și ăla este la 38 sau la 40, e prea mare diferența. Aș plăti pensii după contributivitate, adică cât ai contribuit și cât impozit, că de-aia ți-ai impozit pe salariul pentru pensie, ăla e pensia care ți-aș da o ție, nu alta. Aia e pensia. Aceea este pensia corectă. Eu nu înțeleg asta cu pensiile speciale. S-a pus în față... În toate țările europene... A salvat pe noi. Păi aia zic, dacă ai fost judecător sau ai fost general armată sau colonel sau eu știu ce ai fost, veteran de război, înseamnă că ai avut un venit foarte mare, mult mai mare decât peste medie, și pensia e aferentă. Asta sunt de acord, dar nu să-i dai de 10 ori mai mult decât a contribuit la sistemul de pensii, știi? Deci aș pune oameni pe criterii de competență în poziții cheie, pentru că doar așa poți să faci ceva și să schimbi ceva. Pentru că oamenii puși pe criterii politice nu știu să facă nimic, așa atunci ei ascultă ordine de la partid și nu... Gândește că în România acum sunt 15.000 de instituții de stat. 15.000 de instituții de stat. Au unele niște denumiri, că dacă spun acum peste două secunde, nu mai ții minte ce... Cum a fost al Constantinescu de studiere a Levantului. Mai avem Institutul de Cercetare a Prelucrării până Așchiere. Noi nu mai avem strunguri de la Revoluție încoace. Noi avem Institutul de Cercetare a Prelucrării până Așchiere, care are nu știu câte zeci de milioane de euro buget în fiecare an. I-au prins pe anul trecut de la Autoritatea Electorală Centrală că aveau nu știu câte zeci de șoferi, 20, 30, 40 de șoferi, dar ei nu aveau nicio mașină pe instituție, ca să înțelegi cum se siponează banul public. Adică sunt niște bani aruncați. Noi de-aia ne afundăm așa tot mai tare în datorii și asta, pentru că pur și simplu risipim, aruncăm la gunoi, dăm foc la banii publici. Aici ar trebui stopată nebunia asta și desființate o grămadă de instituții și de oameni care efectiv nu fac nimic, stau degeaba. Am avut tangență cu statul când m-a trimis Ponta la Loteria Națională. Mi-aduc aminte că erau, și acum sunt de fapt, vreo 3.000 de angajați la 2.000 de puncte de lucru. Ca să-ți fac o comparație, ungurii au 5.000 de puncte de lucru și au 300 de angajați. Englezii au 150.000 de puncte de lucru la loterie și au 200 de angajați, pentru că acolo loteriile naționale speculează monopolul de stat și atunci ei niciodată nu o să plătească ei angajați sau să închirieze spații. Ei pur și simplu iau jocurile de la Olga și le dau la Sorin și ei și-au taxa aia de șmecher, de stat, de monopol, de nu folosesc angajați sau spații. Și atunci, normal că ungurii au 190 de milioane de euro profit la Loteria Națională și noi avem 30, pentru că Loteria Națională este făcută de regele Carol,
ca banii de acolo se ducă în scopuri sociale, spitale de bătrâni, orfelinate, centre sociale și așa mai departe. Adică la noi doar se... Și aici vreau să ajung. Avem consilii astea de administrație, care sunt tot așa un mijloc de a sifona banul public, la Tarom, care e pe pierdere de vreo 11 ani, la loterie, peste tot, în toate instituțiile de stat, sunt consilii de administrație, cu oameni care sunt în 5-6 consilii, unul și la jocuri de noroc, același om este și la nuclear electrica, și la... Deci, ăla se pricepe la toate domeniile și nu știu câte mii de euro pe lună la fiecare. Și sunt total aiurea, se sifonează doar din consilii de administrație, din salarii pe an, cam 1 miliard de euro. Sunt o grămadă de găuri de astea negre, unde se duc banii la buget, care totalizează 10 sute de miliarde. Și orice om de bună credință din țara asta, care își iubește țara și ar vrea să facă ceva, le identifică imediat și le știe. Le-a stopa pe astea și automat ar fi niște bani pe care putea să-i investești în infrastructură, în spitale, pentru că și sistemul de sanitare, vezi că e la pământ, tot de care zi vezi cu știri că oamenii au murit pe treptele spitalului, că nu-i bagă nimeni seamă, că nu sunt medicamente, că mi-aduc aminte atunci când a zburat Iohannis în Africa și Ciolacu ajunsese la fundul sacului, la același post de televiziune, la diferență de 3 minute, am auzit două știri. Una a ieșit directorul spitalului Baltazar și a zis că mai are 500 de lei în cont la al doilea spital de urgență din București și mai are 500 de lei, 500 de lei în cont. Și administrația prezidențială a mai luat de la Fondul de Rezervă a României, care se ia doar în caz de calamități sau necazuri sau probleme sau incendii sau Doamne ferește, a luat 7 milioane de lei, adică 1.400.000 de euro, ca să zboare Carmen să vadă girafele. Deci cam asta e țara în care trăim, știi? Adică niște contraste de astea te șochează, așa, îți vine să arunci cu televizorul pe geam, știi? Da, ai vârsta perfectă, da? Ai experiența pe care ai acumulat-o într-o viață întreagă de muncă, ai energia necesară. De ce nu candidezi? Pentru că dacă nu faci un deal sau un pact cu cineva, ce aș candida, Olga? Că președinte n-aș putea să fiu, că îți trebuie zeci de milioane de euro ca să... Uite acum la Ciuca al nostru, dacă te uiți în toată țara, că tu lucrezi în televiziune și în publicitate. De ani de zile tu știi cât costă un panou de la publicitar pe autostradă, dar este de la Constanța și până la Arad. Sunt cel puțin 3, 4, 500 de panouri mari, negre, pe care scrie Ciucă, un ostaș în slujba țării. Deci Bine, dar panourile alea costă, eu am tot care arată felul de... îngrozitor, de altfel, te care gândești arată îngrozitor. într-o Bun. altă direcție când te uiți la el. Exact. Da, exact. Zici că e erou cu negru ăla pe acolo, nu știu cine e. Dar vreau să Lumânarea zic că lipsește. panourile alea sunt de vreo 2 luni și costă aproape 1 milion de euro pe lună, știind cât costă publicitatea pentru un singur panou. Deci îți dai seama, deci el deja a dat 2 milioane și nici nu s-a anunțat oficial candidatura la președinția țării și deja a dat 2 milioane de euro. Deci trebuie niște bugete foarte, foarte mari. Și fiind președinte, dacă partidul de la guvernare sau parlamentul nu are intenții bune, ca să nu zic în alt fel, nu ai nicio șansă, pentru că te suspendă. Dacă nu promulgi legile care le dau ei în favoarea lor și în favoarea grupului lor sau buzunarului propriu, te suspendă. Asta e, deci ar trebui schimbată legislația în România. Eu, dacă aș ști că aș avea vreo șansă să schimb ceva în România, mâine m-aș duce și aș face sau asta. Dar deocamdată merge pe latura asta, cu rețele sociale, cu media și informăm oamenii ca să iau o decizie corectă. Mai mult nu cred că aș putea face dacă aș candida sau nu cred că aș avea puterea să pot să schimb ceva. Și dacă te bagi într-un partid politic, că mi s-a oferit de tot timpul și posturi de senator, de deputat, de nu știu ce, de europarlamentar. Am zis, bun, oameni buni, mergem acolo, dar o să fim minoritari. O să fim în opoziție și doar poți să ții prin opoziție. Adică mai mult de atât, noi nici măcar nu mai avem opoziție acum. Adică cine e opoziția? Șoșoacă, Simion, țipă în Parlament, zic e bine ce zic, dar zic degeaba, că ăștia nu-i bagă în seamă și își fac ce vor ei. Adică eu nu mă văd să mă duc acolo în Parlament, să stau 4 ani pe banii oamenilor, să-mi iau nu știu câte mii de euro pe lună și să nu fac nimic. Adică aș muri cu ei de gât acolo, adică aș face o criză, știi? Pentru că n-ai ce face, ești neputincios, așa. Când vezi că ea-s majoritar și votează doar pentru interesul lor și a buzunarului lor, chiar dacă ești în partidul de guvernământ și care are majoritate, tu nu poți să reprezinți interesele electoratului care te-a trimis, pentru că tu știi că la Parlament, acolo, eu am fost de multe ori și probabil că știi și tu că e oficial, tu ridici mâna când îți spune șeful de grup pentru da sau pentru nu. Nu votezi cum ar fi interesul comunității care te-a trimis acolo în Parlament,
și votezi cum îți dictează partidul. Adică este un fake că comunitatea te trimite acolo, ei te-au votat și tu o să-i reprezinți pe ei și o să faci lucruri bune și constructive pentru comunitate. E fals. Ce să spune șeful de grup, care e interesul partidului sau grupului respectiv sau buzunarilor, așa se votează, nu votează nimeni de capul lui. Dacă votezi o dată sau de două ori de capul tău, te exclude din partid, de afară, adică n-ai făcut nimica. De-aia zic că e un cerc ăsta în care nu... Eu nu-mi place să pierd timpul, adică dacă aș ști, ți-am zis, mi-a sacrificat 20 de ore pe zi în 24 dacă aș ști că pot să fac ceva, dar atâta timp când nu s-au convins că aș putea să schimb ceva, stau deoparte, nu mă bag. Nu știu dacă prietenii tăi, dacă cei care se uită aici pe canal știu foarte multe despre tine, în sensul în care să te cunoască ca bun creștin, tu ești un om foarte credincios, ești un om care ți-ai crescut copiii în acest spirit, ai un băiat preot și vreau să te întreb, ne salvează credința? Și mai credința e totul. Ceva. Biserica. Dacă nu crezi în ceva, nu existi. Credința ne ajută enorm de mult. Mie mi-a schimbat viața total. Eu eram cu totul și cu totul alt om până m-am apropiat de biserică. M-am apropiat de biserică în 96, când am dat primul faliment și a rămas în curul gol de la Mercedes. Pe ultimul timp m-am urcat pe o dace de o băgai pumnul pe tablă și muream de foame. Și de atunci am încercat să mă apropii cât mai tare. Nu sunt la un high level sau la un nivel nu știu ce, dar mă rog în fiecare zi, mulțumesc la Dumnezeu pentru ce mi-a dat și pentru sănătate, mai ales că dacă n-ai sănătate poți să ai toți banii din lume și nu faci nimica. Dar dacă nu crezi și nu ai credință, nu există, adică ești, nu-ți găsești locul. Aia înseamnă, ai văzut că sunt o grămadă de oameni anxioși sau în depresie sau asta, pentru că nu cred în nimic. În momentul când te apropii de Dumnezeu și te rogi să te ajute, te ajută și nu mai e singur. Ai pe cineva, chiar dacă nu mai ai familie, Doamne ferește, ai avut un necaz, ai rămas singur pe lume, dar e Dumnezeu cu tine și îl simți. Adică în momentul când te rogi cu adevărat și cu lacrimi și cu durere în suflet și cu dai totul din tine, automat simți prezența aia divină care e lângă tine și nu te lasă, te ridică, te ajută, te... Deci e o senzație incredibilă. Am avut câteva trăiri de asta și la Muntele Athos și la Eghină, la Sfântul Nectarie. Mă duc acum iar la viitoare la Eghină cu nevastă mea, marți sau miercuri, pentru că trăirile care am avut acolo nu le-am avut nicăieri. Și sunt omul care sunt acum datorită lui. Până nu am apropiat de biserică, cum să zic, n-aveam nicio empatie cu nimeni, nu luptam doar pentru mine și pentru buzunarul meu și pentru fericirea și binele meu personal, nici măcar familia nu-mi păsa foarte mult, trebuia să fiu eu happy și să satisfac eu dorințele și poftele și asta fără să-mi pese de cineva. În momentul când m-am apropiat de Dumnezeu, mi-am dat seama că alt e rolul meu pe lume și alt scop este și mi-am dat seama că banii pe care îi câștigă un om care are mai mult decât media așa, nu sunt pentru el, sunt ca să ajut și pe alți oameni, adică mulți oameni de afaceri sau mulți oameni care au multe milioane nu înțeleg că noi suntem niște intermediari. Dumnezeu, pentru asta tot îl laud și îl stimez și îl apreciez pe Gigi Becali, care a înțeles foarte bine chestia asta, că banii care îi are el sunt și pentru alții și a făcut asta și de aia l-ajută Dumnezeu și de aia merge bine. Dar sunt oameni care au mult mai mulți bani ca mine sau ca Gigi Becali, au miliarde, n-au dat un leu în viața lor. Dacă văd un câine sau un om pe stradă, îi dă cu piciorul. Noi suntem niște intermediari, de aia am primit mai mulți bani, pentru că Dumnezeu ne-a ales să putem să dăm și la alții, să ajutăm oameni sărmani, să mai facem câte o biserică, să mai facem câte o clinică, să mai facem... Dar majoritatea oamenilor nu înțeleg chestia asta. Adică în momentul când te apropii de Dumnezeu și ești credincios, ai o fericire pe care n-ai găsit-o nici în Porsche, nici în Ferrari, nici în vacanțe pe la Monaco, nici în nimic. Ai o fericire de asta duhovnicească care este unică și nu se compară cu absolut nimica, cu fericirea de a-ți cumpăra o mașină scumpă sau de a merge într-o vacanță pe la Monte Carlo. Dar le-am spus la oameni, e simplu, încep cu un Tatăl nostru în fiecare zi și încep să te rogi cât poți. Și nu trebuie să înveți rugăciuni pe de rost. Poți să te rogi cu cuvintele tale, pentru că Dumnezeu te ascultă, nu trebuie să spui rugăciuni neapărat stereotip. Și biserica e foarte bună, adică nu, dacă stai să te uiți la televizor, la Sfânta Liturghie, e egal cu zero, pentru că rugăciunea, ca să poată să se fie auzită și să fie puternică, trebuie să fie în comuniune. În momentul când mergi la biserică și în timpul Sfântului Liturghii toată lumea spune Tatăl nostru, e o putere pe care n-ai cum să o găsești în altă parte decât acolo în biserică, când spun 100 de oameni sau 2 sau 1000, spun în același timp, s-au vindecat foarte mult. Și sunt și la televizor mediatizate, tot felul de copii, de preoți sau ceva, au zis, domnule, la ora 5 spunem toți Tatăl nostru, pe toată România sau ceva și s-au vindecat miraculos. Doctorul nu mai dea nicio șansă de vindecare și din cauza că s-au rugat
1.000 de oameni sau 10.000 sau 1.000.000 pentru ei, Dumnezeu a făcut un miracol și s-au vindecat. Am avut cea mai puternică trăire care am avut eu vreodată. Am fost invitat de dirijorul corului Tronos Junior al Patriarhiei să vorbesc pentru copii. Că eu am mers și prin școli, și pe la școala generală, și pe la facultate, și am mai vorbit așa, educația asta financiară, basic, sfaturi de viață, mă rog, chestii astea simple pentru copii. Și m-au chemat la o biserică unde fac ei repetițiile, pe lângă Dristor, pe undeva, cei de la Tronos Junior. Și eu sunt obișnuit când merg invitat la o facultate sau la o școală sau ceva să vorbesc la copii de clasa 8-a sau la copii de clasa 7-a sau la studenți de facultate sau la oameni maturi care vor să învețe afaceri sau vor să audă sfaturi de viață. Și acolo m-am blocat pentru că sunt 100 și ceva de copii în cor, 120 de copii, de la vârsta de 4-5 ani până la 18 ani și au venit toți cu părinții și cu bunicii. Și m-am zis acolo biserică. În primul rând că eu am un respect foarte mare față de preot sau față de biserică și mi-au pus un scaun cu spatele la altar, cam pe unde stă preotul. Și nu mă simțeam deloc confortabil, să zic. Am vorbit în săl de conferință, am vorbit pe terase, la nu știu unde, în aule universitare, dar într-o biserică să stau în poziția în care stă preotul, să mai stau și pe scaun în fața Sfântului Altar, m-am blocat pur și simplu. Și m-am blocat pentru faptul că trebuia să vorbesc la niște oameni care cel mai mic era de 4-5 ani și cel mai mare era de 80 de ani. Și atunci, ce subiect comun să găsesc ca să pot să le captez atenția? Pentru că sunt copii mici, adică ce poți să-i spui unui copil de 5 ani să nu o ia la fugă după 3 minute sau după 2? Și fiind blocat așa, eu ai văzut că vorbesc liber și n-am un trag, n-am citit în viața mea o propoziție de pe foaie. Și de câte ori sunt invitat la televiziune sau la podcast sau ceva, zice, domnule, să vă trimit întrebări. Zic, domnule, n-am nevoie, că nici eu nu trimit întrebări și nici nu accept întrebări. Eu sunt spontan, nu trebuie să pregătesc, pentru că nu, eu spun adevărul, nu trebuie să pregătesc ceva cam cum să sune ca să pară cât mai veridic sau ceva. Și era blocat total, deci nu puteam să deschid gura deloc și atunci mi-a venit o idee. M-a rugat în gând, așa am spus o rugăciune, degeaba, că nu m-am deblocat. Și eram cu microfonul și i-am rugat pe toți din biserică, erau vreo 200 de oameni, copii, plus părinții, plus bunicii. Zic, haideți să spunem în cor tot Tatăl nostru. Și am spus toată biserica aia, Tatăl nostru în cor. Și eu nu sunt tu o cunoști pe nevastă mea și poți să o întrebi. Eu n-am plâns în viața mea, nici la necazuri de familie, când a murit un membru, nu pot să plâng. Nu, sunt reci, așa, sufăr, se rupe carnea pe mine. Sunt nefericit, sunt necăjit dacă pățește ceva un necaz, dar nu mă exteriorizez absolut deloc. Adică nu-ți dai seama pe fața mea că am un necaz sau că sunt vesel sau sunt trist sau ceva, mă rog. Și băi, m-a bucat un plâns acolo în biserică, în fața la 200 de oameni, dar plângeam cu hohote. Și curgeau lacrimile așa și, uite, și acum mă emoționez. Și am vorbit vreo oră plângând, dar n-am știut deloc ce vorbesc. Adică absolut după ora aia, ca și cum am fi trezit dintr-un somn sau dintr-un vis, pur și simplu vedeam oamenii din fața mea, o grămadă de oameni care plângeau și ei. Și toți, după ce am terminat de vorbit, au venit la mine și domnul Costănescu, cel mai frumos discurs, m-a emoționat extraordinar. Nu vine să cred că a stat copilul nemișcat o oră, că nu stă acasă nici 5 minute undeva. Dar eu pur și simplu, adică nu au fost vorbele mele, a fost cea mai puternică trăire duhovnicească care am avut-o în viața mea. Și îmi pare rău că nu... N-am filmat, că de obicei când țin conferințe filmez, dar atunci nu știu ce s-a întâmplat, mi-am uitat microfoanele, nu știu ce mi-am uitat, dar n-am filmat, dar ți-am zis, a fost așa o chestie șocantă care m-a marcat profund și acum când mă gândesc așa, îmi tremură vocea. Și ți-am zis, chestiile astea le trăiești doar cu credință și cu apropiere de Dumnezeu și dacă tu crezi cu adevărat și te rogi cu adevărat, Dumnezeu face miracole întotdeauna, nu lasă pe nimeni în urmă, știi? Ca la război, un camarad nu-l lasă pe niciunul în urmă niciodată, știi? Da, este credința cea care dă putere românului astăzi. Asta face Da, diferența între noi. Știi, mulți se întreabă cum Dumnezeu mai rezistă România, cu atâția prieteni în jur, în ghilimele, cu atât ajutor peste tot. eu de obicei stând la Frumoșan, mă duc acolo la biserică, la noi la Frumoșan, dar mai bine aici, fiind prieten foarte bun cu Părintele Ciprian aici de la Paraclisul Catedralei, de multe ori vin duminică aici și așa sunt de bucuros că merg la Paraclis de când s-a construit și am văzut familii care tineri care s-au cunoscut acolo și vin cu copiii la biserică și așa o comunitate frumoasă când vezi
Acum mai ales că e vară, se face slujbă în curte la altarul de vară, vezi câte 1.000 de oameni cu copii mici, cu tineri care s-au cunoscut acolo, cu așa o bucurie, o fericire să vezi atâția oameni uniți și asta îți dă speranță că nu-i totul pierdut și că mai avem o șansă ca să ne redresăm ca și țară, știi? Mi-aduc aminte când se construia și țipau mulți vrem spitale, nu catedrale. Da, a Și fost o campanie, am vorbit cu foarte mulți oameni din presă, manageri sau patroni, care au primit bani și au făcut reclamă. Erau tot felul de grupuri de astea de actori care făceau reclamă cu biserici mici de lemn, cu tot felul de porcării. De astea au fost o chestie orchestrată, pentru că ca să poți să controlezi lumea și revenim la ce am discutat la începutul emisiunii, sunt două chestii care țin uniți oamenii, credința și familia. Mergi la Paracris, acolo vezi 1.000 de oameni care sunt toți strânsi într-o comuniune, într-o comunitate de oameni care spun împreună Tatăl nostru, care se ajută unii pe alții, care se vizitează, care după slujbă mai stau acolo și împărtășesc impresii și mai vorbesc și își dau câte un sfat. Oamenii ăștia e foarte greu să îi cucerești și să-i dezbini. Dar un om care nu mai are credință și nu mai are familie și nu mai are nimic, e ca o pion de șah, îl iei de aici și îl muți dincolo. De aia s-a făcut așa campanie împotriva bisericii, pentru că biserica e singura instituție din România care mai ține oamenii împreună și uniți. În momentul când ai dat în biserică și ai depărtat pe oameni din biserică, ai rezolvat problema, e dezbină și cucerește, nu? pentru că cunoști acea Românie de la sat, acea Românie reală. Crezi că se va ajunge vreodată să despartă românul de biserică? Eu nu cred. Nu cred, nu, nu, nu. Cei de la sat au o educație foarte sănătoasă și s-a moștenit din generație în generație de sute de ani și oamenii au încredere în biserică ca instituție și merg în continuare. Mă duc și la Frumoșan, ți-am zis, la biserică și biserica e plină în fiecare duminică. De multe ori stau și afară în curte că nu mai este loc înăuntru. Din păcate, populația e destul de îmbătrânită la țară, pentru că toți tinerii și-au dorit să meargă la oraș sau să plece afară. Afară, din păcate, mă uitam că a fost fiul meu ăsta mare care e preot vreun an jumate, 2 ani de zile, există o parohie românească la Ålesund în Norvegia, nu este biserică românească și încerca să-și găsească locație în fiecare duminică să țină slujba. Sunt vreo 1.000 de români acolo care lucrează pe platformele petroliere sau în șantierele navale. Și era o grămadă de biserici luterane, catolice, care erau părăsite și se foloseau în alte scopuri. Și de multe ori nu închiria biserica, că cu o noapte înainte fusese club de noapte discotecă și nu apucaseră să strângă mesele și chiștoacele de pe jos din biserică. Deci cam asta a făcut Occidentul cu bisericile, de aia sunt și oameni așa de ușor de controlat și de manipulat și de dus într-o direcție total greșită. cei 50 de ani pe care noi îi avem în urma lor sunt de data asta de bun augur. Categoric, da. Fac o paranteză cu gluma cu 50 de ani, că tot apărea la știri că miliardarii lumii își construiesc în disperare buncăre, că se așteaptă sfârșitul lumii cât de curând și ca să bage în buncăre. Și ăla de la Facebook, Zuckerberg și toți își construiesc buncăre. Și zicea că ăia sunt ăia proști, ăia deștept se mută în România, că noi suntem cu 50 de ani în urmă și o să trăiască mai mult cu 50 de ani decât ceilalți. Da. Nu suntem înapoiați sau nu suntem. Încă mai avem educație și încă s-a mai moștenit din generație în generație. Problema este că dispare din cauza rețelelor astea sociale și din cauza distragerii atenției de la problemele serioase ale societății. Educația e din ce în ce mai precară și, în plus de asta, din cauza traiului tot mai greu, părinții sunt foarte ocupați și, în loc să stea cu copilul, să povestească, să-i spună poveste, să facă o lecție când vine de la școală, preferă să stea, să se odihnească, să bea o bere, să uite la televizor și aruncă în brațe o tabletă sau un telefon mobil și copilul este distras și stă ore întregi. Și chiar am văzut niște studii a unor cercetători, spuneau că în momentul când stai nu știu câte ore pe zi pe rețele sociale, se blochează niște centri în creier, centri care sunt folosiți sau sunt în scopul de a ajuta omul să se concentreze. N-ai văzut că nu se mai pot concentra. De-aia e și analfabetismul ăsta funcțional și pe rețele sociale și pe tot. Pentru că ei nu mai pot să concentreze mai mult de 30 de secunde, de un minut, le-a dispărut concentrarea din cauza că stau prea mult și dau scrollul ăla care îți dă dependență. Nu mai poți să te oprești din dat scroll pe telefon.
Eu mă gândesc că neavând nicio bază de informații acumulată în timp și care deja s-a sedimentat, nu prea ai la ce să te concentrezi, că dacă tu ești cu creierul neted. Da, și în plus de asta mi-aduc aminte când eram studiat la Timișoara, la prima facultate la Politehnică, când dădeai un examen, mergeai în bibliotecă, căutai cărți, subliniai, spuneai semn de carte, spuneai tot felul de sticuri de alea galbene. Acum Google, nu mai gândești deloc, adică nu-ți mai pui mintea la contribuție deloc, totul se servește direct, aplicație, nu știu Bagi care. CBT și îți face lucrarea. Exact. Deci nu mai faci nimic, 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 nu mai faci nimic. Deci creierul tău este atrofiat. Creierul e ca și mușchi. Te duci la sală, tragi de fiare, te simți bine fizic. Dacă nu mergi la sală și nu mai faci nimic ca și mănânci în pat la televizor, nu mai de-abia te miști. Mamă, mă doare și spatele, mă doare și piciorul, mă doare și șoldul, decât nu mai faci. Așa e și cu creierul. Dacă tu nu folosești creierul ăla, s-a terminat. El se atrofiază și gata. Nu mai poți utiliza când ai nevoie de el, știi? Crezi în profeții, Sorin, că uite, suntem la un pas de a se îndeplini una dintre ele și mă refer la Arsenie Boca, care a spus că România va fi înconjurată de foc de E foc. jurături și că războiul va începe într-o noapte, vor zbura rachete deasupra noastră, dar niciuna nu va cădea pe teritoriul nostru, vor dori românii să se întoarcă acasă, dar nu vor mai putea. Clar că în cazul unui conflict se vor închide granițele, asta e clar, pentru că interesul lor să țină oamenii cât mai mult aici ca să poată să meargă cum s-au închis și granițele în Ucraina, tinerii și bărbații care sunt de armată nu mai pot să iasă din țară. Deci granițele sunt închise. Orice e posibil, la ce stări conflictuale sunt și totul este din cauza unor grupuri de oameni sau a unor familii de-astea care conduc lumea, care sunt avide de bani și de putere. Ce mesaje vor să ne transmită, ne transmit, de fapt, cei de peste ocean când ne fac cunoscute diverse imagini cu președintele Statelor Unite în situații jenante? Pentru că dacă nu ar dori să se Ce știe, nu spuneam va. eu, Olga, președinții de state nu mai conduc lumea, sunt alți băieți în spatele lor care conduc lumea, dar asta este obvious, este evident, nu trebuie să ai multă școală sau multă experiență să-ți dai seama că ăla e o marionetă sau că Iohannis e o marionetă sau că nu știu care e o marionetă. Și ăia care nu sunt marionete, cum e Orban a ungurilor, este călărit de tot și amenințat și șantajat și exclus de peste tot, din toate, adică în momentul când tu ridici capul și vrei să fii împotriva sistemului ăsta global, automat ți-o trag toți din toate părțile. E clar că la e evident că el nu poate să ia decizii sau ceva și că iau alți băieți decizii și doar îi se transmite cu bilețelul ca și la Iohannis. E obvious, e evidentă chestia asta. Istoria ne-a învățat că nimic nu este pentru totdeauna. Da. Probabil că și acest sistem va cădea. Și cu marile imperii se distrug din interior, probabil că și aici cam tot așa o să fie. Da, dar cine suferă cel mai mult? Olga, suferă oamenii de rând, populația de rând, care nu are nicio vină și care este complet controlată și manipulată. Știi, tot omul de rând suferă. Că, până la urmă, miliardarul ăla se bagă el în bunker, își aprinde un trabuc și se joacă un biliard sau nu știu ce. Dar omul de rând vede că îi moare copilul la război sau nu are ce să mănânce și își vede familia cum moare de foame sau chestii de genul ăsta. Adică tot ăia mici suferă, nu Ne ăia întoarcem mari. la Biblie, la cartea de căpătâi, or să scape ei, cum scrie acolo, că mai repede intră o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția cerului, da. Și aici, Așa că. da, nu se referă neapărat la bogații, se referă la, practic, la lacomii ăștia care nu le mai ajunge, pentru că sunt și bogați care au înțeles calea cea bună și calea spre credință și care, cu bogăția lor, fac fapte foarte, foarte bune cu care ajută comunitățile în care trăiesc. Se referă la hapsânde, care spuneam eu, care cu orice preț, că mor copii, că mor femei, că se războaie, că arde casă sau ceva, ei cu orice preț vor să facă bani mai mulți și mai mulți și mai mulți. Uite și cu Fondul ăsta Monetar Internațional, ăsta nu este o instituție de stat sau publică sau ceva, este un fel de cămătar internațional pentru că banii
pe care îi deține Fondul Monetar Internațional provin de la familiile astea cele mai bogate din lume și care au trilioane de dolari și dau împrumut cu camătă la România și la alte state corupte care au pierdut controlul și nu mai au o economie sustenabilă care să poată să le asigure un trai decent. Și atunci ei se împrumută de la cămătarii ăștia internaționali și îi dirigează. Ia-l pe ăla, pune-l pe ăla, schimbă-l pe ăla, de mâine mărești taxele, de poimine. Nu interesează efectiv de populația de rând care suferă. Deci n-au nicio empatie, absolut zero. Așa este. Sorin, îți mulțumesc tare mult pentru seara asta. Cu mare drag. A foarte multe de la tine. Sper că mulți oameni și-au răspuns întrebărilor pe care și le puneau. Sper să ne revedem, pentru Cu că mare drag, Olga, oricând. Îmi vor face fi multe plăcere. întrebări. Așa. Eu, de data asta, am să te las pe tine să închei emisiunea cu un mesaj. Nimic fără Dumnezeu, ăsta e și motoul meu în viață și de când m-a vorbit Dumnezeu merge bine din toate punctele de vedere. Și doi oameni buni, dacă vreți să schimbați ceva, să scăpăm de mizeria asta care cancerul ăsta care ne mănâncă țara, ieșiți măcar în toamnă la vot să putem să schimbăm ceva în țara asta. Dacă nu ieșim și o să iasă tot ei, e clar că ne ducem într-o direcție greșită. Dacă votăm pe alții noi care n-au mai fost niciodată, s-ar putea să avem o șansă. S-ar putea să fie la fel de hoți, dar s-ar putea să avem o șansă și să nu fie la fel de hoți. Deci, singura noastră șansă e și număr cât mai mare la vot. Asta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Și mai trebuie să ne spui unde te găsesc oamenii dacă vor să te vadă. Deci pe canalul de YouTube, Pe canalul de YouTube am în fiecare săptămână cu Ștefan Șicol, dacă bagă secțiunea live, am un live anticorupție în care vorbim deschis de cine fură în țara asta, cât fură, de unde fură, ce se întâmplă, de cine îl protejează. Adică vorbim, e singurul canal de ăsta de YouTube unde se vorbește absolut deschis, cât nu ne-or cenzura ăștia. încă o dată îți mulțumesc tare mult dumneavoastră Cu pentru mare drag, Olga. că ați stat alături de noi, ca de fiecare dată, până săptămâna viitoare, vă doresc fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși, așteptăm întrebările dumneavoastră. Mulțumesc tare, tare mult, Sorin. O seară frumoasă! Doamne ajută, să rămână! Cabinetul meu de psihoterapie și terapie cu copii este un cabinet în care vin foarte, foarte mulți copii, lucrând cu copii care sunt hiperkinetici, au un anumit comportament dezorganizat, agitat. Am putut să observ că aerul proaspăt îi ajută să fie un pic mai liniștiți, să fie mai atenți cumva, să-și poată focaliza mai bine atenția în momentul în care au sarcinile de îndeplinit și le dă o stare de bine. Vi-l recomand cu încredere și să aveți propria experiență.